dimineață pentru a da numele școlii, în general, numărul 2, se schimb, să-i alocăm un nume, și anume Florian Antoniu Tiberiu. Îmi cer scuze că sunt un pic emoționat când spun aceste lucruri. Ne-am gândit inițial să alocăm numele unei străzi, dar este destul de complicat din punct de vedere și legal și inconvenientul creat celor care locuiesc pe această stradă să schimbe toate documentele, începând de la de identitate, permis de conducere, certificat de matriculare. Și legătura cu școala numărul 2 este faptul că tatăl dânsului a profesat acolo. El este absolvent de școala generală numărul 9. Școala generală numărul 9 are deja nume, este George Bărbu. Nu cred că ar fi cazul să-i permit să schimbă. Dar eu zic că, fiind singurul erou martir al Revoluției Române din Sighetul Marmației, schimbarea numelui școlii din general numărul 2 în Florian Tiberiu Antoniu, eu zic că este binevenită. Poate ar fi timpul să ne uităm și la personalitățile, nu neapărat personalitățile, la eroi, la cei care contează în comunitatea noastră, nu doar când sunt campanii electorale și unde se-i lăsăm să-i dăm multe. Proiectul probabil va fi dezvoltat în luna ianuarie, nu cunosc detalii tehnice, în funcție de cum va reuși să-și urmeze circuitul prin primărie. Și a solicitat și un moment de culegere în memoria lui, dacă sunteți de acord. Da, vă rog să verificați. Vă mulțumesc. Acela, cu punct de vedere aș plimba pe domnul primar, sigur, e un lucru absolut normal și nu știu dacă în cadrul primăriei nu există un birou sau birou cultural sau ceva în felul acesta care să ține cont de sărbătorile acestea deosebit de importante ale orașului, pe care să fie dinainte pregătite. Într-adevăr, este o mică absență reală de pe scena moralității orașului, o asemenea uitare sau trecere în pasivitate a unui asemenea moment, care normal trebuie să fie respectat și corect cinstit pentru ceea ce a făcut acest om pentru societate. Dacă are cineva, te rog. Aș mai avea o intervenție tot pe acest subiect. Vreau să vă spun că totuși anumite demersuri vis-a-vis de studentul sighetean care a decedat la Timișoara în Bușcat, după cum se știe, să știți că niște demersuri, și cred că colegul meu știe, au fost inițiate de anul trecut, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, având în vedere că el era student și noi avem aici extensia universității. Domnul Marin Ilieș a arătat deschiderea pentru ca anual la Universitatea Babeș-Bolyai să se păstrează un anumit moment, oarecum în memoria studentului sighetean ucis la Timișoara. Anul trecut acest lucru s-a întâmplat, s-a fi întâmplat și în acest an, pentru că, cu siguranță, UPV-ul și domnul Marin Ilieș, care și-a arătat deschiderea anul trecut, a dorit ca acest lucru să se întâmple în fiecare an. Singurul impediment a fost faptul că, în momentul de față, după cum știți, pandemia determină, are anumite consecințe asupra prezenței fizice a studenților și a elevilor. Ca care, în momentul de față, și la UBB, cursurile se desfășoară online, la fel ca și la școli, și atunci, din această cauză, în acest an, nu a fost comemorat la UBB Imperatorial. Deci vreau să știți, pentru cei mai noi, din consultă, că s-au mai făcut demersuri din anii trecuți. Deci, de înțeles că nu ne putem considera ca și niște vinovați adevărați în acest moment de lipsa de prezență fizică la acest monument, pentru că, într-adevăr, situația actuală ne impune o anumită distanțare și o anumită abținere de la festivități publice. Acum, eu aici chiar aș avea o completare raportat la acest element, dar și la alte evenimente importante. Personalitățile orașului nostru ar trebui să fie cuantificate foarte bine, pentru că am avut o experiență care pe mine m-a umilit un pic. Eram în Cracovia
Și ghidul care venise să ne explice orașul a spus așa: noi avem 96 de monumente grad 0 în Cracovia, în timp ce voi în România aveți doar două monumente de grad 0. Dar ce însemna aceste monumente? Orice poet, orice personalitate din acel oraș a fost cuantificată și foarte bine dimensionată de către primărie. Acolo clădirile au rămas intacte și au rămas mai departe ca valori patrimoniale, culturale ale acelui oraș. Deci noi ne construim propria noastră istorie, iar valorile care sunt, care fac parte din societatea noastră, trebuie să fie foarte bine notificate, cuantificate și așezate pe ierarhia lor istorică, pentru că acestea nu își aduc lor onoarea, ci aduc onoarea orașului din care fac parte și unde au locuit. Deci, cred că în viitor ne vom gândi și la această formulă, pentru că deja suntem un pic întârziați în această atitudine. Putem să ne gândim în viitor, totuși, să redresăm ceea ce n-am făcut până acum. Trecem mai departe. Deci, dragi colegi, vă dau ordine de zi. Prin dispoziția numărul 693, din data de 11 decembrie 2020, primarul municipiului Sighetul Marmației, în temeiul dispozițiilor articolul 133 alinea 1, corroborat cu articolul 134 alinea 1 litera A, precum și articolul 196 alinea 1 litera B, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, a convocat Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmației în ședință ordinară, în data de 18/20/2020, la 12. Ședința de Consiliu are loc în sala de ședință a Consiliului Local. Următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației pentru aprobarea rectificării bugetului local consolidat al Maramureșului al municipiului Sighetul Marmației și a modificării listei de investiții pe anul 2020. 2. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației prin aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra imobilului situat în municipiul Sighetul Marmației, strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 6, având ca destinație sala de spectacole Viorel Costin. Proiect de 3. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației prin aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și actualizării datelor cadastrale, vederea notării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a municipiului Sighetul Marmației asupra străzilor Dorobanților, Pietrosului, Morii și Progresului. 4. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației prin aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și actualizării datelor cadastrale, vederea notării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a municipiului Sighetul Marmației asupra străzilor Constantin Dorogeanu Ghirea, Dr. Vasile Ilea, Titu Maiorescu, Corbului Mioriței și Ana Ipătescu. 5. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației privind aprobarea închirierii spațiului cu o altă destinație decât acea de locuință, situată în municipiul Sighetul Marmației, strada Piața Libertății, numărul 24, parter, în suprafață utilă totală de 18,82 metri pătrați, înscris în CF 55456 CIU 9, Sighetul Marmației. 6. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației prin aprobarea implementării și cofinanțării de către municipiul Sighetul Marmației în calitate de partener 3, în parteneriat cu municipiul Ivano-Franchiv, Ucraina, lider de parteneriat, orașul Solotvino, Ucraina, partener 1 și municipiul Vanare, România, partener 2 a proiectului Viitor Sigur, Safe Future, First Hard 4336-7, proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmației în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din municipiul Sighetul Marmației pentru anul școlar 2020-2021, respectiv desemnarea reprezentanților în cadrul comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității. În temeiul articolului 135 alineat 4 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștință publică prin afișarea în serii Consiliului Local și pe pagina de internet www.primariasighet.ro. Și mai avem cele două proiecte inițiate de 22 ani înainte. Primim aprobarea implementării și cofinanțării de către municipiul Sighetul Marmației în calitate de promotor a proiectului sistem de încălzire în cadrul Spitalului Municipal Sighetul Marmației.
La hotel, la Bucurește? Următorul. Așa. Privind aprobarea unor măsuri de vedere a realizării obiectivului de investiții varianta de ocolire a Sighetu Marmației. Consiliul care al Municipiului Sighetu Marmației într-o intre în ședința ordinară. Asta e. Da, bă, deci asta e. Deci, în primul rând, cine este pentru ordinea de zi pe care ați votat? Numărul 1, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetu Marmației pentru aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetu Marmației și a modificării listei de investiții pe anul 2020. Dacă are cineva de... te rog. Este vorba de rectificarea bugetului local, pe scurt. Nu este o rectificare foarte însemnată în sine, însă sunt și sume importante care vin, dar cei mai mulți bani vin cu destinație precisă, foarte puțin bani nu la dispoziția noastră. Și am să vă citesc așa, 760.000 de lei intră în bugetul local din cote de facate de TVA, sponsorizări, donații 20.000 de lei, însă sunt sume mai mici. La fel, cele mai multe cheltuieli sunt compuse din cheltuieli de personal, plata drepturilor asistenților personale, persoanelor cu handicap grav, acolo merg cei mai mulți bani. Aici o să am un amendament, având în vedere o cerere depusă astăzi de către cei care au donat 20.000 de lei cu scop social, dar fără o destinație precisă. Vinerea trecută a luat o casă unei familii, se numește Brico. Dânsii și-au exprimat dorința ca cei bani pe care ei au donat să meargă cu destinație precisă la acea familie. Discutând cu doamna Kudrici, am convenit că trebuie să facem un amendament la articolul 1, litera B, la cheltuieli, jos de tot ultimul rând, dacă vă uitați, acolo apare titlul 21 și servicii. Va trebui schimbat cu titlul 57, o secundă să vă spun și cum se numește exact tehnic, asistență socială. Da? Asta va fi un amendament pe care am să rog să supuneți votului. Dacă cei care au donat banii doresc să le dea o destinație precisă, da, având în vedere că e vorba de donație, nu doresc să dau numele, nu știu dacă dorește firma să se cunoască sau nu. Eu zic să respectăm dorința lor. Cererea este aici, este cu număr de înregistrare de plăcire către dâns și la registrare. Da, okay, pe moment este domnul consilier. Într-adevăr, o donație, bogatul de donație este specific destinația sumei spre fondurile sociale. În cursul acestei săptămâni s-a solicitat un ajutor din partea primării și consiliului local de către acea familie din copii despre care ați vorbit, care în cursul zilei de vineri a avut un incident la gospodării respectivă casa pe sabatul corului. Văzând și destinația sumei pe care au văzut cei care au sponsorizat, adică venit pentru cazuri sociale, îți propun și eu să fiți de acord că această sumă, dacă sumă să meargă către această familie greu încercată, în perioada aceasta de urmează sărbătorile. Și eu zic că ar fi un lucru bun pe care putem face și dacă este și doar dorința, și m-am spus și la consilier, dorința sponsorului, eu cred că putem să urmăm această procedură. Asta e ar trebui să putem reprezenta procesul. Da, bun. De pe subiectul acesta, să lămurim problema, da. Cred că toată lumea cunoaște ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de această familie de Tărâmul Tăbâi și am văzut că există o solidaritate la nivelul comunității noastre care a antrenat în special reprezentanța ai bisericii, am observat. Dar sigur, acelora le se pot alătura și oameni de bine sau, mă rog, reprezentanți unor societăți comerciale care pot ajuta vis-a-vis de situația care există și pe care cred că o cunosc și colegii consilieri. Cu siguranță nu cred că se pune problema dacă cel care a venit cu această sponsorizare să-i se dea o destinație precisă ca nu să nu fie de acord. Însă, din punctul meu de vedere, având în vedere că se solicită și un sprijin din partea Consiliului Local, ar fi fost bine dacă prin direcția economică am fi găsit cumva o
locuință, în așa fel încât să alocăm și noi din bugetul local cu sumă. Asta zic, să putem și noi ajuta mai consistent, pe lângă oamenii de bine, eu știu, reprezentantele bisericii care se interesează cu acest caz, să încercăm să facem niște demersuri concrete financiare și ale în Consiliul Local, Direcția de Asistență Socială, știu, colaborare cu Direcția Economică. Da, de acord. Cine mai are ceva de spus? Da. Un punct care zic că merită supus dezbaterii consilierilor este articolul 3, unde scrie că se aprobă modificarea listei de investiții, secțiunea pentru Direcția de Asistență Socială Sighetul Marmației, includerea pe lista un obiectiv nou, achiziționare auto-utilitară Duster 4x4 în sumă de 93.000 de lei. Hai să oportunitatea cheltuirii din bugetul local la 93.000 de lei pentru un Duster, în condițiile în care Direcția Asistență Socială a avut un Duster care a fost ulterior preluat la primărie pentru folosința de către viceprimar. Eu își propune să dăm înapoi Duster-ul de la primărie. Viitorul viceprimar să vină cu mașină proprie sau să primească un Logan cu zero motor de 0.9 cu mare Duster-ul. Cum are Dacia, cum are Direcția Asistență Socială, cum ar să dăm Duster-ul înapoi către Direcția de Asistență Socială și cu banii așa să facem altceva. Ar fi o idee dacă merită să discutăm sau nu, colegii, dacă aveți păreri, propuneri. Da, prieteni Popșa. Da. Stimate colegi, în Comisia de Finanțe am vorbit de vreo aceasta, am văzut destul de bine, dar ținând cont că este vorba despre asistat social, care municipiul Sighetul are anumită configurație, Sighei, Iapa, nu știu unde, Șugău, cred că ar fi necesar de o mașină, se numește auto-utilitară, care nu este mașină de lux, care se poate merge pe dealuri și ar fi bine să intrăm în sprijinul asistenței sociale, se poate ajuta pe acei oameni să-i aducă la întocmirea dosarelor, la unde au de dus, de transportat, că și legea e obligă și noi suntem de acord. Chiar dacă noi suntem, sunt un om de dreapta care țin cu agenții economici, dar chiar acum ar fi necesar să ținem cu asistenții sociale să-i putem ajuta. Este un punct de vedere al meu și al colegilor mei care o să susțină acest proiect. Mulțumesc, domnul Mihani. Da, susțin pentru vederea domnului Iuga și tot și pentru că Direcția de Asistență Socială se deplasează la anchete sociale pe dealuri, se fac anchete sociale în diverse cazuri și n-au cu ce merge. Și deci e necesar să fie Duster acolo, mașini de teren, 4x4. Auto-utilitară. Da. Aviz favorabil la... Mulțumesc frumos, nu mai am de jur. Domnul meu, aviz favorabil că e vorba de bugetul de rectificare întreaga bugetului local. Da, 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 vreun punct de vedere. Acum, la primul, două probleme ridicate de colegul nostru, la primul punct de vedere, sigur, consider că este într-adevăr nevoie ca să ajutăm familiile și să participăm cu toții la necas. Aceasta înseamnă că suntem o societate unită și normală, care știm să participăm la toate evenimentele frumoase și mai puțin frumoase și chiar foarte grele de familiilor. Dacă mă întreb la Comisia Juridică și la Comisia Finanțe, la Comisia, dacă această mutare sau această transferare a banilor este corectă legal. Deci, practic, mai prin mutare consilocate sau acceptăm o acție. Este asumează, sigur, prin dispoziție primară. M-am va cerut un acord. E ok. Supunem la vot. Cine este pentru ca să acorde acești plătări? Amendamentul privind mutarea destinației. Deci, unanimitate. Al doilea. De-al doilea punct de vedere, să știți că eu personal, consider că primăria trebuie să fie foarte bine dotată pentru a putea face față problemelor la care este supusă. Nu pot să mergi din partea primăriei cu un jaf de mașină pe nu știu unde să îți rămână personalul undeva pe munți. Eu, unul, cred că este indicat ca acest Duster să funcționeze cum trebuie, pe locul lui și
face mai târziu ca altceva, nu pe mijloacele de transport, pentru că, mă rog, trebuie să fim eficienți. Eficiență nu se poate cum era pe vremuri poliția, când avea o jaf de mașină care îl împingeau ca să pornească și trebuia să fugă după, să fugă după boții în BMW-ul. Da, era așa asta. Bun, cine este pentru la a doua propunere ca... Deci, unul, să se... Se poate să nu da, hai de spus ceva, da. Pot scurt intervenție, vă rog. Te rog. Eu cum că apare aici în școala Mihai Iarș în acest proiect, vreau să se reiterează faptul că mă abțin de la vot și la discuții. Noi vorbim acum de DASTER. Da, de proiectul în ansamblu proiectului. A, în ansamblu proiectului. Ok, bun, bine. Să reținem. Deci, supunem la vot propunerea. Unanimitate, mai puțin domnul Simion, care nu participă la vot. Mulțumesc! Bun. Deci, așa, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sindu Malmațe prin aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra imobilului situat în municipiul Sindu Malmației, strada Ioan Mihai de Apșa, numărul 6, aducă destinație sala de spectacole Viorel Costin. Începutul intervenției să vă spun un mare special la acest proiect și de ce l-am inițiat. Bună, cu aproximativ vreau să te luați un proiect privind abilitarea sării Viorel Costin. Desigur, este o obligație a noastră să reabilităm clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Siget. Sala Viorel Costin este o sală reprezentativă pentru municipiul nostru. Din păcate, unul dintre motivele pentru care proiectul a fost respins a fost mai datorită situației incerte de carte funcțională. Nu mai specificării efectuate de către un expert fotograf a identificat un etaj intermediar care nu a apărut în cartea funcțională și nu a apărut în cartea funcțională. În aceste condiții, proiectul a fost respins. Iar pentru a evita pe viitor astfel de situații, desigur, așa că vor fi din nou finanțări pe întâlnire de patrimoniu, este și această întâlnire, consider necesară verificarea situației date funciară, așa cum s-a constatat prin expertiza efectuată în proiectul despre care am făcut vorbire. Și eu cred că dacă cartea funciară va fi regulă, va fi concordanță cu situația din teren, nu va avea probleme în implementarea unui proiect viitor, cum să. Da, te rog, Dana. Aș avea și aici observație, pentru că s-a atins subiectul clădirilor oarecum în momentul istoric. Vă ajuta să aveți în vedere în mandatul trecut, municipalitatea a ratat linii de finanțare europene pentru clădiri în moment istoric. Nu s-au depus proiecte, ca atare nu am putut realiza niște clădiri în momente oarecum istorice din Sirie. Dacă se vor deschide linii de finanțare pentru anul viitor, aș solicita să aveți în vedere și Casa Mihai Iapșa, care știți foarte bine, este într-un stadiu avansat de degradare, este o clădire centrală, este o clădire emblematică din punct de vedere istoric pentru municipalitate, să verificați bine situația juridică, să nu fie probleme pe urmă, dacă vom avea deschise niște linii de finanțare, să ne împiedicăm în aceste probleme ce nu avem clarificat situația juridică. Da. Și vă arătați să aveți în vedere acel lucru, pentru că și acolo trebuie intervenție. Amintesc undeva în bani și cred că știe toată lumea, cu ocazia unor evenimente pe care le găzduiește Muzeul Maramureșan, am fost cu toți prezenți acolo, clădirea efectiv are pereții crăpați, grasie și alte lucruri. Deci chiar trebuie să fim atenți la asemenea clădiri și aș dori să le aveți în vedere. Da.